Cartea pe care vreau să o aduc în atenția voastră se numește Despre fericire, de la editura Velant. Nu este altceva decât o selecție de gânduri preluată din cugetări sau pansee, după titlul ei original, al lui Blaise Pascal. Un autor, un om al științelor, care a lăsat o moștenire impresionantă. De la teorema lui Pascal în matematică până la legea lui Pascal în fizică, chiar și a unui limbaj de programare, fiind un omagiu adus lui pentru contribuția în conceperea calculatorului, sau chiar Pascalul ca unitate de măsură a presiunii. Cum ar spune cineva, un om de știință și un filozof, a cărui operă nu are unitate de măsură, fiind astfel de neprețuit. Într-un context catolic, cu influențe maniheiste și într-un secol adânc impregnat de influențe carteziene, Pascal devine un apologet creștin, plasând sufletul într-o viziune dihotomistă pe o treaptă superioară existenței, nefiind doar într-o închisoare a trupului. După moartea sa, în căptușala jachetei pe care o purta regulat, a fost descoperită o notă care descrie o stare extatică, dincolo de realitatea imediată. Aceasta pare să fie un imn închinat divinității și citez. Anul de grație, 1654, luni, 23 noiembrie, sărbătoarea Sfântului Clement, papă și martir și altor martiri. De la 10 și jumătate, după miezul nopții. Foc, Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac, Iacov, nu al filozofilor și învățaților. Certitudine, emoție, bucurie, pace. Și te-ai putea întreba de ce am ales să vorbesc astfel despre un autor. Fiind polivalent, matematician, fizician, inventator, filozof și teolog, aș putea spune că este printre cei mai complexi autori citiți de mine. Suficient cât să mă provoace să mă aplec spre cugetările lui spirituale și să-mi stârnească curiozitatea. Cugetările selectate din această carte conturează o privire optimistă și curioasă asupra omului, deschizând discuția dacă acesta ar putea găsi adevărata bucurie în viață. De la imaginație, la suferință, mândrie la dreptate și putere, de la contradicții și ciudățenia creștinismului, de la autoritate și scepticism, de la riscuri și pasiuni, de la teatru și păreri despre ce este filozofia și multe altele. Ai putea spune că nu are sens aranjarea calupurilor de subiecte amintite și îți dau dreptate. Vorbind despre scepticism, chiar el spune: îmi voi transcrie gândurile în ordinea în care ele iau naștere și probabil că nu într-o confuzie fără sens. Aceasta e ordinea reală, care va dezvălui mereu sensul meu propriu, prin tocmai dezordinea sa. Aș oferi un privilegiu excesiv subiectului pe care îl tratez dacă aș vorbi despre el într-o anumită ordine, din moment ce eu încerc tocmai să demonstrez că el este incapabil de ordine. Deși te-ai aștepta să găsești cugetările ce fac referire strict la subiectul fericirii, te întâlnești cu tot felul de perspective aruncate aleator, deși ele sunt luate în ordinea scrisă de autor. Astfel puse, construiesc un interesant exercițiu, aduc o continuă provocare pe măsură ce lecturezi, să faci eforturi și să găsești conexiunile dintre această temă și fericirea. Citez: nimeni să nu spună că nu am spus nimic nou. Dispunerea ideilor este una nouă. În tenis, ambii jucători folosesc aceeași minge, însă unul joacă mai bine. Vorbind despre certitudine, spune el, dacă am fi puși în situația de a ne asuma vreodată riscuri, nu ar trebui să mișcăm un deget în privința religiei, fiindcă nu prezintă certitudine. Dar câte riscuri ne asumăm? Călătorii pe mare, războaie? Drept urmare, cred că nu ar trebui să facem nimic, fiindcă nimic nu prezintă certitudine. Iar în religie e mai multă certitudine decât în probabilitatea că vom apuca ziua de mâine. Căci nu e sigur că vom apuca ziua de mâine, însă e cu siguranță posibil să nu apucăm. Nu se poate spune același lucru despre religie. Nu e cu certitudine adevărată. Dar cine ar îndrăzni să spună în mod cert că nu este adevărată? Continuând să vorbească apoi despre Augustin și despre Montaigne, de care spune, spre exemplu, că vorbește excesiv de mult despre sine. Interesant cum adesea face referire la condiția omului, care tinde de la nimic la infinit. Nefericirea omului constând în dorința de a nu conștientiza starea deplorabilă în care este. Dacă omul, citez, ar fi cu adevărat fericit, nu ar simți nevoia de a se distrage pentru a nu se gândi la condiția sa. Nu foarte departe de această observație, autorul afirmă că există doar două feluri de oameni. Virtuoșii, care se consideră păcătoși, și păcătoșii, care se consideră virtuoși.
De departe mi-a plăcut cugetarea 427 despre oamenii nerezonabili care acționează contrar naturii, fiind ignoranți față de rătăcirea sufletului și față de pericolul unei suferințe eterne. Citez: se tem de cele mai banale lucruri, le prevăd și se gândesc la ele și omul care zace în furie nenumărate nopți și zile pentru pierderea vreunei funcții sau vreo jignire închipuită adusă onoarei sale, e același care, știind că va pierde totul prin moarte, nu simte o urmă de anxietate sau de emoție. E monstruos să vezi una și aceeași inimă atât de emotivă în fața lucrurilor minore și atât de straniu de insensibilă la cele mai importante. Voi încheia brusc, spunându-vă că e o carte pe care să o savurezi alături de o cafea sau pe care ai putea să o citești în două vizite scurte într-o librărie.